campion la acte de caritate, preotul Ion Iagăru de la Biserica din Curtea Spitalului Municipal Caracal derulează de ceva timp o campanie prin care vine în sprijinul familiilor fără posibilități materiale care aduc pe lume copii. În fiecare lună, parohia caracaleană oferă câte 500 de scutece de unică folosință spitalului, donație pentru mamele sărace. Anul acesta, trofeul Corabia de Aur merge spre muzica populară, fiind câștigat de Mihai Fincescu din Suceava. La secțiunea muzică ușoară, premiul întâi a fost câștigat de Gabriel Buscoveanu din Slatina, iar la cea populară de Elena Gianina Davi din Giuvărăș. Festivalul Național de Muzică Populară și Ușoară Corabia de Aur a ajuns în acest an la cea de-a 45-a aniversare și s-a desfășurat în perioada 21-23 septembrie. Școala gimnazială Scărișoara a scos la concurs un post de contabil, unul de informatician și unul de muncitor, doar ultimul post fiind cu normă întreagă. Pentru posturile de contabil și informatician se cere un an de vechime, iar pentru cel de muncitor 5 ani. Concursul constă în susținerea unei probe unice pe 11 octombrie. Miercuri 26 septembrie, slătinenii vor avea acces gratuit pe stadionul 1 mai, unde se va disputa meciul din 16-mile Cupei României CSM Slatina Dunărea Călăraș. Meciul va fi disputat începând cu ora 16:30. CSM a pregătit 250 de invitații la tribuna oficială și 150 de tichete parking acces. Deși se confruntă cu deficit de personal, justiția olteană este asaltată de cerere de pensionare. Un alt magistrat a decis că este timpul să pună capăt carierei. Judecătoarea Doina Defta de la Judecătoria Caracal a solicitat ieșirea la pensie, cererea de eliberare din funcție urmând a fi analizată în ședința plenului Consiliului Superior al Magistraturii de miercuri 26 septembrie.